Astăzi am să pregătesc saracilat. Am pregătit 10 kg de roșii prunișoare, 5 kg de ardei gras și capia, pătrunjel, 3 linguri de sare și am să pun și 3 piculețe de conservant. Peste conservant am să pun apă. Într-un butoiaș de plastic am pus roșiile și ardeiul. Acum am să pun pătrunjelul și sare. Am să pun și conservantul. Și am să amestec bine totul. Așa arată zarzavatul meu pentru iarnă. E foarte bun la ciorbe. Am să îi pun capacul la butoiaș și am să-l țin într-un loc mai răcoros. Să aveți o zi bună!